Întâlnirea de astăzi vorbește despre locuri reale. Pietrele, acoperișul templului, muntele sunt locuri reale. Vorbește despre personaje reale. Iisus este real. Diavolul este real. Nu este un concept filozofic, este o persoană. Dacă nu crezi în diavol ca și persoană reală, nu văd cum poți crede într-un Dumnezeu personal. Locuri reale, personaje reale, evenimentul este real. V-ați întrebat vreodată, de unde au știut ucenicii întâmplarea? Doar a avut loc înainte că ei să se fi adunat în preajma Domnului Iisus. Cu siguranță, Domnul Iisus le-a povestit-o. Le-a povestit experiența acestei întâlniri pentru învățătura și încurajarea lor. În alte cuvinte, probabil vrea să le spună, până și eu am fost atacat. Ispita nu înseamnă că ești lumesc, ci că diavolul te urăște. Cu siguranță Domnul Iisus a stat și le-a povestit de această întâlnire de gradul întâi în pustiu. Până și el a fost ispitit. Faptul că ești ispitit nu înseamnă că ești lumesc, ci că diavolul te urăște. Ispita nu este păcat, cedarea înaintea ei însă este. Întâlnirea la nivel înalt începe astfel. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. Ce învățăm din acest pasaj, așa, la o primă citire? Odată învățăm despre momentul când apare ispita. Atacul apare după un moment de înălțare spirituală. Botezul Domnului Iisus tocmai avusese loc. Cerurile se deschiseseră, se auziseră voci din cer. De obicei, diavolul va căuta să te atace după o victorie spirituală, după o binecuvântare primită, după o experiență deosebită. Ispitele nu sunt asupra ta și a mea în continuu, decât dacă cochetăm cu ele, decât dacă le întreținem în ambientul vieții noastre. Atacul apare după un moment de înălțare, dar în același timp, atacul apare și după o perioadă epuizantă, observăm în text. În momentul critic din punct de vedere fizic, diavolul lovește când e jos. El nu are niciun scrupul, niciun cod al onoarei în lupta sa. Satan de obicei va căuta să te ispitească în momentele de maxim și de minim emoțional sau fizic. Știind aceste adevăruri, fii pregătit. Fii conștient că după un succes de orice natură, vei trece printr-o perioadă de testare. Fii conștient că după o perioadă grea, din orice punct de vedere, ești mai expus atacurilor. Să mai clarificăm câteva lucruri. Nu toate ispitele vin direct de la cel rău sau de la agenții lui. Nu diavolul sau agenții lui stau în spatele fiecărei ispite pe care o experimentezi. Nu căutați un duh în spatele fiecărui tufiș. Diavolul nu este Dumnezeu și nu este omniprezent. El poate fi doar într-un loc la un anumit moment dat. Numărul agenților lui, al celui rău, este limitat. Iar dacă e să luăm literal afirmațiile Scripturii, și nu văd de ce nu am face în acest caz, cel rău are în subordine doar o treime din totalul îngerilor făcuți de Dumnezeu. Ei nu pot fi prezenți lângă fiecare om tot timpul. Apoi, să mai menționăm încă un lucru. Cele mai multe ispite sunt generate de lăuntrul nostru. Ne spune Scriptura, citiți în Marcu capitolul 7, versetele 21 la 23. Iacov ne spune, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Iacov 1 cu 4. Observați, diavolul are un cap de pod în noi, prin natura noastră păcătoasă, înclinată spre păcat, pe care am moștenit-o de la Adam. Dacă n-am avea dorințe păcătoase, n-am fi ispitiți. Sau dacă anumite dorințe sunt legitime, normale,
Firea ne îndeamnă să ni le împlinim în moduri nelegitime sau în cadre nepotrivite sau la momente nepotrivite. Apoi, să nu uităm când vorbim de ispită, că alte ispite sunt generate pur și simplu de neatenția sau neglijența noastră. Să vă dau un exemplu. Nu-ți pui ceasul la timp și începi să te agiți. Te enervezi că mic dejunul nu este pregătit. Scap lucrul pe jos din agitație. Pe drum te enervezi că șoferul din fața ta te ține pe loc. La serviciu ajungi cu întârziere și șeful te ia tare și îți cere un raport pe care l-ai uitat acasă. Îți pierzi răbdarea cu colegii sau cu clienții și seara vii la grupul de rugăciune și spui: azi diavolul nu mi-a dat pace. M-a urmărit de dimineața până seara. Ce zi am avut? Și poate că diavolul nici nu era pe aproape, ci tu, prin neglijența ta, ți-ai setat ziua la diferite ispitiri. Înțelegeți? La o citire rapidă observăm ceva legat de momentul ispitirii. Apoi mai învățăm un lucru. Învățăm ceva despre armele de luptă. Armele de luptă sunt Biblia, chiar și Iisus o folosește. Cum pot unii spune că nu e importantă? Când ești ispitit, aruncă cu Biblia după el. Martin Luther arunca cu călimara după diavol. Când se simțea ispitit, arunca cu călimara prin biroul lui. Tu aruncă cu Biblia, între ghilimele. E mai grea și doare mai tare, atât la propriu cât și la figurat. O bucată de adevăr aruncată spre mincinos este foarte eficientă. Întâlnirea de astăzi ne învață ceva și cu privire la armele de luptă. Biblia și puterea Duhului. Unii știu scripturile bine de tot, dar le lipsește puterea Duhului, scoasă din cuvânt. Să nu uităm, sabia Duhului nu este Biblia. Centura adevărului este Biblia. Sabia Duhului este ceea ce Duhul extrage din Biblie, din adevăr, și aplică situației particulare în care te afli. Asta face Domnul Iisus. Întâlnirea de astăzi ne învață ceva cu privire la momentul în care ești atacat și apoi ne învață ceva cu privire la armele cu care trebuie să luptăm. Și apoi, în al treilea rând, ne învață ceva cu privire la semnificația acestor ispite. Ispitirea Domnului Iisus nu poate fi înțeleasă corect decât dacă încercăm să pornim de la gândirea diavolului. Ce a încercat el să obțină din această experiență? Dar înainte de a răspunde la această întrebare, trebuie să mai lămurim un lucru. Ispitele concrete cu care a fost confruntat aici Domnul Iisus sunt ale Fiului lui Dumnezeu, nu ale fiului unui om. Câți ați fost ispitiți să transformați pietrele în pâine? Niciunul. De ce nu? Pentru că nu sunteți Fiul lui Dumnezeu. Astfel de ispitiri nu vor veni peste voi, nu vă sunt specifice. Câți ați fost abordați de către diavol în persoană ca să vă ofere stăpânirea peste toate împărățiile pământului? Niciunul. De ce nu? Pentru că nu sunteți Fiul lui Dumnezeu. O astfel de ispitire nu va veni peste voi, peste noi. Apoi, câți ați fost ispitiți de către diavol să vă aruncați de la etaj cu promisiunea din Psalmul 91, cum că el te va lua pe mâini ca nu cumva să te lovești de vreo piatră? Niciunul. De ce nu? Pentru că nu sunteți Fiul lui Dumnezeu. Ispitele concrete cu care a fost confruntat aici Iisus sunt ale lui, nu ale mele. Cu toate acestea, fiecare dintre aceste ispite poate avea un ecou în viața noastră. La o altă scară le experimentăm și noi. Dar cum rămâne atunci cu versetul din Evrei? Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Expresia în toate lucrurile, în toate punctele, nu înseamnă neapărat în aceleași feluri ca și noi,
în aceleași domenii ca și noi. Nu înseamnă că Domnul Iisus a trecut prin toate ispitele prin care am trecut și eu. Cuvântul tradus la noi cu lucrurile provine din limbajul militar al vremii. Provine de la purtarea armurii. Soldatul care poartă armura, pentru a putea lupta, trebuia să aibă la încheieturi niște locuri neacoperite de metal ca să poată mișca. Ei bine, în toate lucrurile sau în toate punctele, înseamnă în toate crăpăturile, în toate zonele neacoperite, în toate zonele vulnerabile. Așa trebuie înțeles textul din Evrei. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate punctele vulnerabile ale lui a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. La fel este și cu noi. Armura mea este diferită de armura ta. Crăpăturile mele, punctele mele vulnerabile, sunt diferite de ale tale. În unele domenii, eu nu sunt ispitit deloc, pe când voi ați putea fi. În alte domenii, eu sunt ispitit și voi nu sunteți. Și Iisus a avut punctele sale unde era expus. Nu știu dacă Iisus a trecut prin absolut fiecare ispită prin care am trecut și noi oamenii, dar este sigur că a avut zone expuse unde cel rău a dat bătălia. Dacă nu ar fi fost așa, toată ispitirea este un teatru ieftin, de proastă calitate. Ispitirea trebuie să fi fost reală. Iisus era atacat în punctele sale vulnerabile. Și acum, haideți să luăm pe rând cele trei atacuri și să vedem ce putem învăța din ele, din această întâlnire între Iisus și diavol. Textul ne spune: n-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile a flămânzit. Diavolul i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Iisus i-a zis: este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Iisus ajunsese la 40 de zile fără mâncare. Nu mult știu ce înseamnă aceasta, cât de înfometat trebuia să fie. Și în momentul acela, diavolul îi spune: ei bine, uită-te în jurul tău, sunt o mulțime de pietre care chiar arată ca niște pâini. Tu ai creat pământul cu tot ce este pe el, așa că poți să transformi pietrele în pâine și să te hrănești cu ele. Lui Iisus nu i-ar fi fost imposibil să o facă, sunt convins. De fapt, la câteva zile după acest eveniment, chiar transformă niște elemente fizice în altele. Transformă apa în vin. Ar fi putut transforma și pietrele în pâine. Dar de ce n-a făcut-o? De ce era greșit, rău, să fi făcut ceea ce cere diavolul? Pentru că Dumnezeu Tatăl voia să-și învețe Fiul și prin extensie pe noi următorul lucru. Indiferent care este nevoia după care trupul tău tânjește și indiferent de intensitatea ei, ascultarea de voia lui Dumnezeu trebuie să aibă prioritate. De exemplu, eu nu mă confrunt cu ispita de a fura din magazine și cred că cei mai mulți dintre noi nu experimentăm așa ceva. Dar mă întreb, dacă nu aș fi asaltat de această ispită, dacă copiii mei nu ar fi avut nimic de mâncare vreo lună de zile. Sunt într-un magazin nepăzit și copiii mi se sting acasă văzând cu ochii. Oare ce aș face? Ce ar avea prioritate atunci? Porunca lui Dumnezeu să nu furi? Sau foamea disperată a copiilor mei? Dumnezeu m-ar întreba: îmi vei rămâne fidel chiar dacă trupul tău strigă, geme după un colț de pâine? Ești în stare să-ți aliniezi și subordonezi apetitul principiilor mele? Când trupul îți cere împlinirea unor dorințe nelegitime,
ești în stare să rămâi ascultător de mine? Acesta este marele adevăr pe care îl putem învăța din această primă ispitire. Dacă Iisus nu ar fi învățat această lecție majoră, dacă nu s-ar fi antrenat acum, după 3 ani de zile, când era atârnat pe lemn, într-o altă agonie fizică, ar fi putut să cedeze. Și atunci, pe cruce, ar fi avut puterea să se dea jos, cum era întărâtat de cei din jur. Dacă Iisus nu ar fi învățat să-și subordoneze nevoile fizice voii lui Dumnezeu, poate că s-ar fi coborât de pe cruce. Lecție de viață pentru noi? Victoria de azi te pregătește pentru victoria de mâine. Fiecare biruință spirituală contribuie la maturitate spirituală. Deci, dintr-o altă perspectivă, ispita poate fi un catalizator al maturității spirituale. Ispita aduce cu sine ocazia alegerii. Așa că fiecare ispită poate fi văzută ca o ocazie de a face binele. Astfel se raportează Domnul Iisus la prima ispită. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Să nu uităm, oricâtă pâine am avea și am mânca, până la urmă tot vom muri. Nimeni nu poate trăi numai cu pâine, numai cu mâncare. Ascultarea de Dumnezeu face mai mult decât o nevoie satisfăcută pe cheltuiala ascultării. A doua ispitire. De la pofta firii pământești, Satan trece la pofta ochilor, atracția puterii și bogăției. Întâlnirea are loc așa. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis: „Ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta.” Drept răspuns, Iisus i-a zis: „Înapoi a mea, Satană, este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești.” Dacă ne gândim bine, lui Iisus îi se oferă ceea ce căuta, împărățiile lumii. Pentru aceasta venise, să recâștige împărăția pentru sine, să împărățească peste toate națiunile. Diavolul, stăpânul actual, îi le oferă în schimbul obedienței sale. De fapt, îi oferă postului anticrist. Iisus răspunde: „Le vreau. Pentru aceasta am venit, dar le vreau în termenii tatălui meu, nu în termenii tăi.” Principiul victorie fără luptă nu există în manualul tatălui meu, în manualul lui Dumnezeu. Biruință fără sacrificiu înseamnă lașitate. Rezultatele fără muncă conduc la disprețul celor din jur. „Nu mă încurc cu valorile tale”, îi spune Iisus, „am un singur stăpân, Tatăl din ceruri, doar Lui mă închin.” La o scară mai mică, diavolul procedează la fel și cu noi, oferindu-ne putere și bunăstare fără luptă, fără muncă, arătându-ne scurtăturile. Își trimite agenții la cutare business și spune: „Poți avea cel mai mare, cel mai important client din Europa, dacă faci ce spun eu. Sau poți avea un salariu mai mare dacă faci următoarele compromisuri. Poți obține promovarea dacă faci următoarele lucruri, cum îți spun eu.” Lecția de viață? Fii atent la scurtături. De cele mai multe ori, acestea sunt ispite. Și nu uita, chiar dacă ai avea toată puterea și bogăția din lume, tot le vei pierde când vei muri. Și victoria aceasta a doua a pregătit terenul pentru o alta care a venit 3 ani mai târziu în viața Domnului Iisus.
atunci când diavolul, prin Simon Petru, i-a oferit din nou victorie fără cruce. Iisus, fără ezitare, i-a spus: înapoi a mea, Satano, pentru că victoria de azi te pregătește pentru victoria de mâine. Prima ispită, pofta firii pământești. A doua ispită, pofta ochilor. A treia ispită, lăudăroșia vieții. Și astfel are loc, cum este relatat în Scripturi. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici. Căci este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns: s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Templul se afla la distanță de vreo oră de mers de la pustie. În fiecare dimineață, preotul de serviciu se ducea pe streașina templului, de fapt un foișor deasupra templului, și se uita înspre est, peste dealurile Moabului, așteptând răsăritul soarelui. Mulțimea venită la templu pentru jertfa de dimineață aștepta semnalul de începere dat de preotul aflat în foișor. În momentul răsăritului începea jertfa de dimineață. Iisus a intrat în templu și a urcat sus în foișor și s-a uitat peste mulțimea de jos. Atunci diavolul s-a apropiat de el și încearcă să-i stimuleze lăudăroșia vieții, cunoștințele lui, ispita intelectuală. Tu cunoști bine Scripturile și știi ce scrie acolo în Psalmul 91. Ei bine, aplică-le! Hai, pune-le la încercare! Tu ești Fiul lui Dumnezeu și El nu te va lăsa să te lovești de vreo piatră? Diavolul cunoaște Scripturile foarte bine și uneori chiar le folosește ca să te doboare. Aici putem observa foarte ușor că rupe din context fraza folosită pentru ispitirea Domnului Iisus. În Psalmul 91 se face această promisiune: dar se face doar celor care stau sub ocrotirea celui prea înalt. Adică celor ce stau în voia lui, aliniați voii lui Dumnezeu. Pentru ei este o astfel de promisiune. Dacă eu acum m-aș urca pe biserică și m-aș arunca în gol apelând la promisiunea aceasta, m-aș sfărâma de asfalt. Și aceasta nu în primul rând pentru că am încălcat legile gravitației, s-au mai încălcat ele de-a lungul timpului. Petru a umblat pe apă, așa că și eu aș putea să plutesc dacă ar vrea Dumnezeu să învingă legea gravitației cu o lege superioară ei. Nu, ci m-aș sfărâma pentru că eu, aruncându-mă, nu aș fi în linie cu voia lui Dumnezeu. Și atunci promisiunea nu mi se aplică. El nu mi-a cerut așa ceva, așa că nu am dreptul să-L ispitesc, să-L pun în situații limite, apelând la anumite promisiunile Lui scoase din contextul lor. Dacă Iisus s-ar fi aruncat, poporul i-ar fi strâns creierii de pe padimentul templului. Dumnezeu nu l-ar fi luat de mâini ca nu cumva să se lovească de vreo piatră, pentru că promisiunea nu ar fi funcționat. De ce nu? Nu ar fi funcționat pentru că Iisus, făcând așa ceva, nu ar fi fost în voia lui Dumnezeu, aliniat voii lui. Doar cei ce stau aliniați voii lui, doar cei ce stau sub ocrotirea celui prea înalt, acelora li se aplică promisiunea aceasta. Dacă Iisus ar fi făcut-o, s-ar fi aruncat, de fapt el s-ar fi dezaliniat de la voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a cerut asta și promisiunea n-ar fi funcționat. Și din nou, victoria aceasta a lui Iisus a pregătit terenul pentru o alta care a venit din nou după aproape 3 ani. Când era în grădina Ghețimani, iar apoi atârnat pe cruce, sfâșiat în carnea lui, lovit de pietre, ar fi putut fi tentat să-L ispitească pe Dumnezeu și în loc să zică:
facă-se voia ta, nu voia mea, sau iartă-i că nu știu ce fac, i-ar fi putut cere lui Dumnezeu să înceteze supliciul. Dar o jertfă care nu era de bunăvoie nu și-ar fi îndeplinit funcția ispășitoare. Victoria de atunci conduce la victoria de acum. Deci, ce a încercat diavolul să obțină prin ispitirea Domnului Iisus? Neascultarea Domnului Iisus de Tatăl Ceresc și, ca urmare, distrugerea Lui. Diavolul știe că neascultarea de Tatăl Ceresc îl va distruge. La fel stau lucrurile și cu noi. Neascultarea noastră de Tatăl Ceresc ne va distruge. Nu vă înșelați, spune cuvântul în Galateni 6, versetele 7 și 8. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Diavolul vrea să te distrugă prin neascultare. El are treabă cu tine, a cărui nume a fost scris în cartea vieții și șters din registrul lui. Și întâlnirea la nivel înalt se încheie cu aceste cuvinte. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Ce înțelegem de aici? Ce învățăm de aici? Învățăm că ispitele nu au loc în continuu. Și mai învățăm ceva. Diavolul nu este omniprezent. A plecat de lângă Iisus. Diavolul nu este omniprezent. Diavolul nu este omniscient. Să nu-i arogăm atributele divinității, pentru că nu le are. Și noi nu trăim sub teroarea lui. Diavolul a plecat de la el până la o vreme. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea. Rezultatul biruinței asupra ispitei, plinătatea Duhului. Înțelegeți? Orice ispită biruită înseamnă creștere spirituală, maturitate spirituală. Orice ispită pe care am biruit-o înseamnă o mai mare plinătate a Duhului. În concluzie, Iisus în pustie. Pustia este o școală. Ioan Botezătorul are parte de școala pustiei. Moise are parte de 40 de ani de pustie. Poporul Israel stă 40 de ani în pustie. Când treci prin pustiu, fii conștient că Dumnezeu te trece prin școala Lui. Pe calea maturității spirituale, chiar și ispita poate deveni o trambulină și nu un obstacol. Când înțelegi că momentul este o ocazie să faci binele și nu răul. Poate că o astfel de perspectivă asupra ispitei ne poate da curajul și motivația de a-L asculta pe Dumnezeu, de a sta aliniați voii Lui. Chiar și când ești ispitit, ispita poate fi o trambulină înspre creștere spirituală, dacă o învingi. Ispitele prin care am trecut au fost profesorii mei în maturizarea spirituală, spunea Martin Luther. În timp ce ispita este mijlocul lui Satan prin care dorește să te distrugă, Dumnezeu o poate folosi ca să te crească dacă o biruiești. O îngăduie Dumnezeu tocmai pentru a-ți da ocazia să crești. De fiecare dată când alegi binele în locul răului, tu crești în asemănarea cu Hristos. Și să nu uităm, victoria de azi te pregătește pentru victoria de mâine. Iisus s-a proptit în cuvântul lui Dumnezeu, s-a folosit de cunoștințele sale pentru a înfrunta ispita. Și acest adevăr îmi aduce aminte de o întâmplare din istorie. În anul 1066, Eduard Confesorul
a murit fără să lase un moștenitor pe tronul Angliei. Harold, prințul de Wessex, a luat tronul. În acest moment, ducele de Normandia, William, și-a strâns armata și a pornit spre Anglia să-l pedepsească pe uzurpator. Cele două armate s-au întâlnit pe câmpia de la Hastings. Forțele lor erau aproximativ egale ca mărime. Numai că o mică invenție a lui William a înclinat victoria de partea sa. Despre ce era vorba? Până la acea vreme, caii erau folosiți în campaniile militare doar cu rolul de a transporta și a aproviziona armata. Saxonii lui Harold au sosit călări, dar când s-au apropiat și s-au pregătit pentru bătălie, au trimis cai în spatele liniilor. Experiența lor le spunea că un cavaler în armură călare pe cal este ușor de doborât. Saxonii, deci, s-au pregătit de luptă după modelul tradițional, corp la corp, pedestru. William a început bătălia cu un puternic tir al arcașilor, ne spune istoria, șarjând apoi cu infanteria. Când a văzut că saxonii îi țin piept, și-a pus la lucru arma secretă. Cavaleri în armură, călare pe cai. Saxonii, când i-au văzut venind, au crezut că vor fi o pradă ușoară. Ceea ce nu știau ei era faptul că toți acești cavaleri, călare pe cai, aveau niște scărițe atașate la șaua cailor. Astfel, proptiți bine în ele, cavalerii au reușit să lovească cu o forță nemai întâlnită până atunci în istorie. Și infanteria saxonă a fost împrăștiată. Saxonii au fost decimați. Harold a murit în luptă, iar ducele William a devenit William I, regele Angliei, cunoscut astăzi ca William Cuceritorul. Ei bine, adevărul lui Dumnezeu este ca și acele scărițe. Ne proptim în el și putem duce bătălia, nu cădem jos de pe cal. Și de ce nu? Vom primi chiar și numele de Cuceritorul. Sau cum scrie în Romani 8:37, mai mult decât biruitori. Adevărul lui Dumnezeu nu are rolul de cultură generală, ci rolul de a ne face biruitori în lupta cu cel ce ne urăște.